Mulțumim, Ioana. Panică în această dimineață într-un bloc turn din Pitești. Scara blocului s-a umplut de fum după ce instalația electrică și cablurile din casa liftului au luat foc. Speriat, unul dintre locatari a dat alarma. Vecinii săi n-au fost însă atât de alarmați, așa că în loc să părăsească scara, s-au gândit că mai bine ar fi să imortalizeze momentul. Pompierii ajunși la fața locului au reușit să stingă vâlvătaia și, din fericire, nimeni nu a fost rănit. Alarma s-a dat după ce un locatar a văzut că scara blocului se umple de fum gros și necăcios. Omul a sunat la 112 și a încercat să-i prevină și pe vecinii săi. În loc să evacueze scara, oamenii s-au pus însă pe pozat și nu s-au lăsat până nu au obținut cea mai bună fotografie cu fumul care ieșea din lift. Oamenii știau că liftul are probleme, dar nu s-au gândit niciodată că ar putea lua foc. Mai multe echipaje de pompieri au ajuns la fața locului și au reușit să lichideze incendiul. Locatarii se plâng de faptul că liftul nu a fost reparat așa cum trebuie niciodată în cei 40 de ani de când există blocul și că nu-l vor mai folosi până când toate cablurile vor fi înlocuite. Oamenii legii au deschis o anchetă în acest caz.